Oamenii de știință francezi au descoperit o nouă variantă a SARS-CoV-2. Are 46 de mutații, dintre care unele care o pot face mult mai rezistentă la vaccinuri și mult mai contagioasă. Noua variantă îngrijorează pe oamenii de știință, după ce în sudul Franței a fost descoperit un adevărat focar. Totuși, sunt puține semne că ar putea depăși tulpina Omicron, dominantă în acest moment. Într-un studiu preliminar, experții dintr-un program susținut de guvernul francez au declarat că au identificat 46 de mutații la noua variantă, care a fost numită B1.642. 12 cazuri de infectare cu noua variantă au fost depistate în zona Marsiliei, primul dintre ele la o persoană care a călătorit în Camerun. Tulpina a fost descoperită pe 10 decembrie, dar din primele informații se pare că nu s-a răspândit foarte mult de atunci. În timp ce tulpina Omicron a coronavirusului se răspândește în întreaga lume, ridicând semne de întrebare cu privire la evoluția pandemiei. Oamenii de știință din Franța anunță că au descoperit o nouă variantă de COVID-19. Potrivit primelor date oferite de cercetătorii francezi, este vorba despre o versiune a Omicron ce a suferit noi mutații. Franța este singura țară care a raportat până în prezent cazuri de infectare cu această nouă tulpină, iar Organizația Mondială a Sănătății nu a adăugat-o încă pe lista variantelor sub investigare. Potrivit unui studiu, tulpina poartă o mutație care ar fi mult mai rezistentă în fața vaccinului anti-COVID.